Da, bun găsit la superba emisiune. Începem în forță. Vreau să vă spun, m-am certat Furcă aici și în lift venind spre emisiune cu Radu Tudor. M-am certat. I-am zis: "Băi, Radule, până aici", i-am zis. Deci m-am uitat la emisiunea lui Radu Tudor și dânsul l-a invocat în câteva ocazii și pe baza unui articol recent, dar a evocat și scriere anterioare, pe domnul Fukuyama, care e altceva, adică Fukuyama e altceva decât Fukushima, să nu confundăm. Noi băieții din Sălăjean, după ce jucam lapte gros, elastecu și fața, îl citeam asid după Fukuyama, desigur. Băi nene, înțeleg că e mare la academician, politolog, istoric, băi tătuțule, din toate analizele lui Fukuyama ăsta, îl susțin, nu-i problemă, da, la mișto. Bă, nu a ieșit niciuna. Deci nicio anticipațiune, niciodată. Bă, și un ceas stricat dracului de două ori pe zi arată ora exactă. Bă, Fukuyama niciodată. Bă, niciodată. Și hai că n-a nimerit-o. Bă, niciodată. Bun. Dar îl mai cita Sidu, că de aici am zis: "Băi, stai-mă puțin așa, când jucam cu băieții cu zarele pe bariera vergului, după aia îl citeam Sidu după Fukuyama și îl dezavoam." Deci cine îl cita pe Fukuyama și în sculare și în culcare, crezând că e foarte tare, așa zice: "Băi, Adrian Năstase, bun, nu ne miră, adică, dai seama. Am citit un articol recent al lui Fukuyama, 1, 2, 3 și." Deci ăsta Fukuyama, când s-a destrămat URSS-ul, mainstream este că, pentru că Gorbaciov era acest om al păcii, reformist și se gândea cum să facă bine omenirii, ok? Nu vă mai prezint punctul meu de vedere, că n-are niciun fel de rost, dar când se destrămă URSS-ul, Fukuyama ăsta a scris că gata, a venit sfârșitul, să sfârși istoria. Gata, s-a terminat istoria, ăsta e sfârșitul, căci vestul almighty, extraordinar, minunat, dezvoltat, cult, domnul Fukuyama, vă prezint, așa, nu mai are gen adversar, gata. Deci și atunci toată lumea vrea să fie precum vestul, modelul va fi adoptat pe scară mondială, căci everybody wants to be like Mike, cum era în Bad Boys. Nu știu dacă l-a văzut filmul ăsta, l-a văzut domnul Fukuyama, în sfârșit. Deci, hai că gata, a venit sfârșitul istoriei și că de acum înainte, întrucât vestul este atot puternic și dezirabil, unanim dezirabil și imitabil, va urma o perioadă. Adică, practic, până la sfârșitul lumii va fi prosperitate și pace. Că gata. Asta a fost tot. Sfârșitul istoriei. Hai, dă-mă, dracu. Pe bune? Da. Ok. Evident, nu. De atunci dânsul mai a tot scris. Tot felul de lucruri care repet. Bă, niciuna. Nu a ieșit. Una nu a ieșit. Cu toată dragostea pentru academii și consemnațiuni. E în regulă.